Binecuvântat ești Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Împărată și Elumietul de Duh adevărului, care pretindești toate din plinești vestielul bunătății tău de viață, vino și te sărășluiește într-un noi și ne curățește toate trecerea și mântuiește bunurile spre noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mânește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără dregile noastre sfinte, cercetează și vindecă neputințe noastre pentru Sfântul numele Tău, Doamne, și Doamne, și Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de nouă astăzi, și iată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeu, după mare mila Ta și pe mulțimea îndurării Ta și trebuie fără dinerea mea. Mai vreau tot mă spală de fără dinerea de păcatul meu, vreau să-și căpără deja mea, cunoști păcatele că mi-este pururea. Ție unii am greșit și rău înainte, Ta-am făcut așa, că depnești Tu cuvinte Tău și viitor, că vei îndeca Tu, că iată, adevărul ai iubit celălalt, dar cele ascunsele sunt al cerțuitare mea, Ta nici rovie, lucruse și mă ai curățit sfalaude și mai tot decât zăpada mea a vrit. Auzi, lumea mea, da, bucurie și veselie, bucurați-vă, voastre cele smerite, întoarce fața ta de care păcatele mele și toate fărăcii mele ștergere. Inimă curată, deși Tu ne Dumnezeu și Tu dreptul nu ești în cerul întoare mei. Nu mă repăda pe la fața Ta și Duhul tot ce Sfântul ce-l luat de la mine. Dă-mi-e Duhul mântuit, Ta și Duh stăpânitor, mântărește învățavă ce e fără de zicăie Ta și vei niciodată trebuie să-L întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeu, Dumnezeu mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de toate, Doamne, buzele mele deschide și gura mea vei să laudă Ta, că de fi voie jefă ți-aș fi dat ardere de tot bunei binevoie. Jefa Dumnezeu este Duhul lui din mamă, frântă zmerit Dumnezeu nouăsit. Fă bine, Doamne, într-o bună voierea Ta Sionului, să se zidească zidul Ierusalimului, atunci vei binevoie jefa dreptății prin noțul și arde tot acum pune pe altarul Tău viței. Dumnezeu este Domnul și seara Ta nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și seara Ta nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și seara Ta nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu ferim cei ce ne drăjim cu Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfinte ești Dumnezeul nostru și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător și de întoarce suflet de către pocăință ca desfrânată care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă! Hristoase, Cel ce-ai revărsat cu curgeri mari zborul tămăduirilor în biserica cea prea curată a Fecioarei, Doctorul sufletelor și ale trupurilor noastre îndreptează astăzi prin stropirea binecuvântării Tale toate bolile celor neputincioși. Fecioară-i născut ispitit de nuntă și Fecioară-i rămas mai nenuntită născătoare de Dumnezeu Marie, roagă pe Hristos Dumnezeul nostru să ne mântuiască pe noi. Preasfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrurile noastre, iertare păcatelor noastre, când cântăm noi cântare cea îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului
13 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citir. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilelor scăldătoare, care se numea pe vrește Vitezda, având 15 voare, în acest zicea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, ușcați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme scăldătoare și tulbura apa, și cine intra după întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, de orice boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca simțească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca smogoare peste apa aceasta lucrare și curățitoare, a trim și nume pe Iisus de fire, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare, sufletul și trupul, zbunătoare toată puterea și votimnică, să trimite harul izbăvirii binecuvântare Iordanului, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să trimite din belșug Dumnezeu sau har asupra așezământului acesta și asupra robilor săi, Cristinela, Delia, Mihaela, Cristina, Roxana, Mihaela, Marinica, Mihaela, Iulia, Vasilica, Gabriela, Ciprian, Petrina, Daniel, Florentina, Camila, Irina, Nicolae, Cătălina, Cremioara, Maria, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să fie împreună lucrător și sprijinitor în toate activitățile cele bune pe care cu lumina dumnezeiască voie să le săvârșească, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fii zbăviți și noi de tune cazul mânia primejdea și nevoia apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău! Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, asemănă noastră, Dumnezeu născătoarea, și pură fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim! Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm! Fie, Doamne! Că ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, pace tuturor. Și Duhului tău. Capetele noastre, Domnului, să ne plecăm, să ne plecăm. Ție, Doamne. Dumnezeule, Dumnezeul nostru, cel ce în vremea lui Moise ai preschimbat apa cea amară în apă dulce pentru poporul tău. Și apele cele vătămătoare în vremea lui Elisei le-a vindecat. Cel ce ai sfințit apele Iordanului, cu arătarea ta cea fără de prihar, însuși acum stăpâni, sfințește apa aceasta. Amin. Însuși acum stăpâni, sfințește apa aceasta. Însuși acum stăpâni, sfințește și apa aceasta și de tuturor celor care vor gusta și se vor zdrobi cu ea. Izvor de binecuvântare, tămăduirea polilor și a patimilor, sfințirea caselor, izbăvire de orice lucru potrivnic, văzut și nevăzut. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, pace tuturor! Capitele voastre Domnului să le plecați! Dacă, Doamne, urechea ta și auzi pe noi, Tu, Cel ce ai primit, a te boteza în Iordan și ai sfințit apele și ne binecuvântează pe noi, pe toți care, prin plecare capului nostru, arătând semnul supunerii și ne vrednicește a ne umple de sfințire ta prin gustare și topiri cu apa aceasta. Și să fie nouă, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului, că Tu ești sfințirea sufletelor și trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire închinăm și înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce cu nespusă Ta iubire de oameni, ai cercetat neamul omenești, ai dorit binecuvântarea Ta tuturor celor s-a rogație, ție ne rugăm și de la Tine cerim. Caută acum și spre lăcașul acesta și spre robii Tăi, Cristinel, Deile, Mihaela, Cristina, Roxana, Mihaela, Marenica, Mihaela, Iulia, Vasilica, Gabriela, Ciprian, Petrina, Daniela, Florentina, Camele, Irina, Neculai, Cătălină, Crămioara, Marie, toți de față. La această Dumnezeu slujbă, care îndăjduind de puterea ajutorului Tău voiesc, a începe această lucrare și dăște lor spor în toate și binecuvinteați pe ei și toată osteneala lor. Păzește-i neispitiți de orice rău, dăruind-o din belșug lor și cel ce vor fi și vor lucra împreună cu dânsii, pace, dragoste, înțelegere și dreptate. Revarsă peste ei milele Tale cele bogate și îndreptează pașii lor spre toată fapta bună. Că Dumnezeu mire și al durerilor și al iubirii de oameni ești și Ție slavă înălțăm. Împreună ce-a făcut al Tău până și prea Sfânt, prea Sfântului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuire, cercetare, lăsare și iertare, păcat, Dumnezeu. Cristinel, Deile, Mihaela, Cristina, Roxana, Mihaela, Marinica, Mihaela, Iulia, Vasilica, Gabriela, Ciprian, Petrina, Daniel, Florentina, Camele, Irina, Neculai, Cătălină, Crămioara, Marie, știți fiecare ți-ați numele care nu v-ați auzit aici? Și pentru că ați lisit rog toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm ca să păzească așezământul acesta, satul acesta, țara aceasta și toate orașele și sate, de foamete, de boală, de morimi, cu tremuri, potopi, foghi, sabie. Devenirea celor de-al neam astfel războice între noi, pentru că am blând și les deșteptător. Să fie Dumnezeul nostru împrăște mânia care se pornește pe toate astfel noastre. Pace-mi să dorească, auzi-ne și miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, și dormește, Hristos, adevărat Dumnezeu nostru, pentru că cine prea curat de Maice Sat, cu puterea cinstit și viațăfăcătorului cruci, pentru găciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască, vrem ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să primească rugăciune și să fii spor și să aveți de lucru aici. Să merita un magazin mai către așa, aici.
Da. O locație de asta, așa. Noi ridicam de trage, așa. Da, mă, gata. Când veniți, doar că bapă, că s-a ajuns și la slujă, dar bine iertați. Vă mulțumim. Să rămânesc. Vreau să vă mulțumesc. Da. Bună ziua și bine ați venit! Aș vrea să vă salut, aș vrea să salut prezența invitaților noștri, domnul senator Dragoș Luchian, preotul nostru paroh, părintele Grigore. Fostul paroh, părintele stareț de la Mănăstirea Strigoi, colegilor mei consilieri, dumneavoastră, echipei Exclusiv TV. Ne-am adunat aici cu ocazia acestui eveniment, pot să spun, deschiderea magazinului Profi. După cum bine știm cu toții, Profi este un magazin cu renume, este un magazin unde găsim produse și servicii de calitate. În afara acestor produse și servicii de calitate, trebuie să ținem cont de faptul că acești oameni au adus 14 locuri de muncă. Toți acești 14 angajați sunt localnici, sunt locuitorii comunei noastre și ținând cont de faptul că în ultimul timp nu prea s-au înghesuit investitorii în localitatea noastră, aș putea spune că este de bun augur. Le mulțumim și le dorim viață lungă și acordăm tot sprijinul nostru. Aș vrea, domnul senator, dacă vreți să ne spuneți astăzi câteva cuvinte. Da. Sigur că dacă sunt onorat și bucur să fiu alături de dumneavoastră în această zi, o zi bună, un început bun de drum, o deschidere pentru investitori. Sunt întotdeauna alături de domnul primar Răzvan Tudose, un primar tânăr, elegant, educat, cam ceea ce ar trebui să avem cu toți în județul Bacău. Astăzi este un motiv de bucurie pentru noi toți. În primul rând pentru dumneavoastră, ca și consumatori, pentru că veți beneficia de serviciile și produsele acestui magazin Profi. Gândiți-vă numai la faptul că magazinele Profi negociază cantități enorme de marfă cu un discount care vă oferă și dumneavoastră un preț atractiv. Este motiv de bucurie și pentru autoritățile locale, pentru că orice investiții de acest fel generează locuri de muncă, așa cum ați auzit, sunt 14 locuri de muncă, ceea ce înseamnă, evident, taxe și impozite mai multe la bugetul local, care pot fi folosite în interesul comunității din Zemeș. Vreau să mai spun singur lucru. În 2008, în prima mea zi de mandat ca viceprimar al municipiului Bacău, am participat, am inaugurat, de fapt, un hipermarket în Bacău. Ei bine, acest hipermarket a avut încasări peste așteptări. Ceea ce pot spune, m-au sunat ulterior să spună că le-am purtat un real noroc. Sper să port același noroc și magazinului Profi. Doamne ajută, felicitări și vânzări cât mai bune. Mulțumim! Nu aveți un cuțit acolo la magazin? Poate găsim pe cineva. Haideți. Da. 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 Să fie într-un ceas. Dumnezeu numai bine. Da, da, nu e vorba de asta. Haideți să terminăm, nu? Hai. Da, eu de la mijloc, așa?
Și acum, nasul să ne plătiți și încercați să dați la toată lumea, da? Da. Câte o bucățică. Da.